Admirator al renașterii italiene, monarhul francez a înlesnit pătrunderea acestui spirit și la curtea sa. Dincolo de războaiele și alianțele ciudate la care a fost parte, a dorit să lase posterității un palat măreț. Așa s-a ridicat cel de la Chambord pe Valea Loarei, după planurile celebrului Leonardo da Vinci. Pe când soarta bătăliei de la Waterloo era încă nedecisă, intervenția cavaleriei prusace condusă de Blücher a înclinat-o în favoarea englezilor lui Wellington. Napoleon pleca în exilul final. Ca simbol al militarismului german, generalul a avut parte de o soartă postumă mult mai rea. Trupele sovietice i-au profanat mormântul în 1945. Chimistul vrâncean s-a implicat, pe lângă prestigioasa activitate de cercetare, și în elaborarea de manuale. A suferit numai puțin de 17 operații la ochi, în ultimii ani ai vieții fiind aproape orb. Preotul, scriitorul și parlamentarul transilvanean a activat peste 6 decenii pe teren literar. A primit Premiul Național pentru Proză în 1927, Ordinul Muncii pentru merite deosebite în domeniul creației literare în 1954, Ordinul Steaua Republicii clasa 1 în 1962, a fost sărbătorit oficial cu ocazia 80 de ani de viață. Și dirijorul tolcean a primit Ordinul Muncii și titlul de Artist al Poporului. Asta în ciuda formării sale la școala dirijorală germană și după ce primise din partea Reichului, în timpul celui de-al doilea război mondial, crucea de fier. Ca și mama sa, fiziciana franceză s-a expus accidental radiațiilor, în special celor ale poloniului. S-a îmbolnăvit de leucemie și a murit într-un spital parizian după o perioadă de cură în Alpii francezi și elvețieni. Sinfonia a VII-a, compusă în mare parte în timpul asediului Leningradului, spunea că este despre orașul pe care l-a distrus Stalin, iar Hitler aproape l-a terminat. Opera a primit premiul Stalin. Opera sa explorează teme filozofice, speculații asupra tehnologiei, natura inteligenței, imposibilitatea comunicării și înțelegerii reciproce, disperarea în fața limitelor umane, locul omenirii în univers. A fost într-o vreme cel mai citit scriitor de science fiction care nu scria în limba engleză. Poet ermetic, laureat al Nobelului în 1975, genovezul și-a dorit în tinerețe o carieră muzicală. Moartea profesorului său în primul război mondial l-a determinat să-și schimbe idealul. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.